Bună dimineața, stimați reprezentanți mass media. Vă mulțumesc că ați găsit timp și ați venit la conferința noastră de presă. Azi avem un mesaj de comunicat, unul de importanță națională și ținut de securitatea țării noastre. În această conferință mă voi referi la războiul hibrid asupra Republicii Moldova din ultima perioadă, ori obiectivele SIS, conform legislației și Constituției, sunt identificarea, prevenirea și contracararea pericolelor deosebite pentru securitatea statului. Azi vreau să prezint rezultatele operațiunii complexe a Serviciului de Informații și Securitate, de stopare a acțiunilor ostile a Federației Ruse și a unor grupuri criminale îndreptate împotriva ordinii de drept, democrației și Constituției Republicii Moldova. Războiul hibrid dus de Federația Rusă în Moldova și a unor grupuri criminale transfrontaliere s-a intensificat în anul 2022 și se manifestă prin următoarele tactici. Tentativă de răsturnare a ordinii constituționale și de preluarea puterii prin violență, amplificarea tendințelor radicale de natură separatistă în zona de sud a Republicii Moldova, în special Găgăuzia, interferența Federației Rusă în procesul electoral din Republica Moldova, propaganda și alterarea spațiului informațional, operațiuni subversive derulate de serviciile speciale ruse, precum și exploatarea elementelor de crimă organizată prin alterarea procesului electoral și democratic. De subliniat că Republica Moldova nu este singura țară supusă agresiunii hibride din partea Federației Rusiei. Tot mai des, asemenea avertizări sunt enunțate de statele partenere. Datele operative și analitice ale Serviciului de Informații și Securitate indică asupra pregătirii și realizării, începând cu a doua jumătate a anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova, a unui scenariu subversiv de imixtiune externă cu scopul înlăturării violente a guvernării democratice și preluarea controlului politic de către grupări criminale subordonate altor țări. Organizatorii acestui scenariu sunt afiliați structurilor de proiectare și implementare a unor tehnologii politice din Federația Rusă, conectați la administrația președintelui Federației Rusă și serviciile ruse de securitate. Autorii acestui scenariu pe teritoriul Republicii Moldova au fost stabiliți a fi exponența grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, persoană inclusă în lista de sancțiuni internaționale și condamnat la 15 ani de privațiune de libertate. Grupul criminal organizat activează sub acoperirea mai multor proiecte politice. Scopul acestui scenariu, pus la cale de Federația Rusă și implementat de grupările criminale, este subminarea securității statului printr-un arsenal complex în câteva etape. La prima etapă am avut atacuri constante asupra instituțiilor de stat și a urânduirii sociale lansate odată cu războiul convențional al Federației Rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022. Astfel au fost sesizate serii de acțiuni concertate, care includeau atacuri cibernetice asupra infrastructurii IT, alerte false cu bombă la aeroport cu o intensitate majoră, operațiuni sub drapel străin pentru a trezi ura interetnică și altele. Aceste atacuri au fost contracarate cu succes de instituțiile statului. La a doua etapă au fost încercări de a genera dezordine de masă, haos, violență și blocarea instituțiilor de stat la indicația unor servicii speciale din afara țării, prin intermediul lui Ilan Șor și partidului politic condus de acesta la acel moment, Partidul Politic Șor. În primul rând, este vorba de proteste organizate cu plata fiecărui participant începute în 2022. De asemenea, cu scop de provocare violențelor în masă, au fost desfășurate acțiuni de agresiune fizică la adresa reprezentanților organelor de poliție pentru a crea premize de răsturnare sau schimbare prin violență a orânduirii constituționale a Republicii Moldova. Am fost informați, inclusiv de parteneri străini, despre planurile de preluare forțată a guvernului cu implicarea a 500 de cetățeni străini cu pregătire militară în februarie-martie anul curent. Ulterior, din cauza deconspirării planului respectiv, au fost tentative de recrutare pe teritoriul țării a unui număr mare de bărbați care au fost instruiți să realizeze acțiuni de luptă de stradă cu organele poliției. Toate aceste acțiuni erau coordonate local de către exponenții Partidului Politic Șor. La cea de-a treia etapă, la care suntem martori acum, avem compromiterea proceselor electorale în Republica Moldova la nivel de stat. În contextul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, SIS a identificat activități de influențare a proceselor electorale în scopul promovării interesului statului străin, Federația Rusă, prin intermediul acelui grup criminal organizat, condus de Ilan Șor. Având în vedere că alte acțiuni de schimbare a guvernului nu au putut fi realizate cu succes, observăm o concentrare masivă pe compromiterea alegerilor. În acest sens, Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție,
a depistat și documentat oferirea de către un partid politic care participă la alegeri locale generale din 5 noiembrie 2023 și controlat de Ilan Șor a fondurilor financiare în proporții deosebit de mari de proveniență externă și utilizarea acestora de către concurentul electoral, contrar cu procedurile stabilite de legislație, prin subminarea proceselor democratice, implicit cele electorale. Toate aceste metode sunt implementate prin intermediul lui Ilan Șor, care a creat un grup criminal organizat dintr-o rețea de deputați, funcționari publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, jurnaliști, lideri politici și de opinie și care finanțează ilegal partide politice. Activitățile constatate se încadrează în subminarea valorilor și procesului democratic, în scopul distorsionării și influențării procesului electiv, atentând la ordinea constituțională din Republica Moldova. Vreau să amintesc că partidul politic Șor a fost declarat neconstituțional prin decizie definitivă și irevocabilă a Curții Constituționale, numărul 10 din 19 iunie 2023. Ulterior, Ilan Șor, drept urmare a declarării neconstituționalității partidului politic Șor, a asigurat preluarea partidului politic Ai Noștri și redenumirea acestuia în partidul politic Șansă. În aceeași ordine de idei, Ilan Șor a asigurat transferul infrastructurii și exponenților fostei structuri către partidul politic Șansă. În fapt, a realizat o reorganizare a partidului politic Șor, continuând practicile ilegale în materie de finanțare ilicită, executate de grupul criminal condus de Ilan Șor în interesele Federației Ruse. Vreau să vă comunic că investigațiile instituțiilor demonstrează cât de grav și de amploare este fenomenul de corupție politică la scară națională și cât de puternic este acest atac asupra statului nostru. Coruperea proceselor electorale are loc în toate localitățile Republicii Moldova. Avem documentate peste 160 de volume de dosare penale, dintre care 63 au fost trimise în judecată de către organele competente. Sunt implicați mii de polițiști și ofițeri anticorupție în procese de stopare acestor scheme de corupere. Știm că cetățenii au așteptarea să oprim toate aceste fenomene imediat, dar la cât de ample și generalizate sunt, la ce proporții au ajuns, riscăm să nu avem poliție pe drumuri. Ori nu putem lăsa străzile goale și oamenii fără protecție din cauza că cineva își bate joc de legea din Republica Moldova. Ori blocarea sistemului de ordine publică este unul din scopurile acestui grup criminal organizat. Gravitatea și proporțiile acestui fenomen ilegal sunt confirmate de toate analizele Serviciului de Informații și Securitate făcute de comun cu Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție și Ministerul Afacerilor Interne. Măsurile de competență în cadrul cauzelor penale au stabilit caracterul continuu al acțiunilor subversive și realizate de către Ilan Șor și grupul condus de acesta, dimensiunea de documentare fiind următoarea. În dosarul penal privind finanțarea ilegală a partidului, au fost captate date în privința utilizării de către grupul criminal Șor a circa 200 de milioane de lei, bani utilizați inclusiv pentru finanțarea protestelor stradale și destabilizărilor din țară în anul trecut și anul curent. Aici vorbim despre suma care s-a reușit a fi documentată corespunzător, pe când datele operative indică asupra sumei de peste 400 de milioane de lei. Au fost documentate acțiunile grupării Șor de a crea și finanța mai multe partide politice din țară care să acționeze concertat. Un exemplu servește rezultatele operațiunii făcute public recent cu implicarea unui lider politic, prin care, conform declarațiile publice ale acelui eșelon Șor, acesta ar fi cheltuit 1,5 milioane de dolari. Doar în ultimele luni au fost identificate și documentate peste 90 de milioane de lei destinați coruperii alegătorilor, concurenților electorali și finanțarea ilegală a campaniei electorale. Estimările făcute în verificările operative și conform datelor de la parteneri arată că sumele alocate de Federația Rusă pentru destabilizarea Republicii Moldova se ridică la circa sau chiar peste 1 miliard de lei. Constatăm că Republica Moldova se confruntă în prezent cu pericole deosebite pentru securitatea statului, care necesită luarea unor măsuri sigure și hotărâte de prevenire. Totodată constatăm faptul că modul de operare a Federației Rusie și agenților săi proxy, prin sfidarea totală și deschisă a statului de drept și tuturor proceselor democratice, sunt flexibili în utilizarea oricăror metode necesare, în termen destul de scurt. Pe când, într-un stat democratic, precum este Republica Moldova, cadrul legislativ nu oferă pârghii și instrumente care să ofere răspunsuri imediate pentru a combate eficient întreg spectrul de forme al atacului hibrid. Acum vă prezint cum au loc aceste acțiuni prin intermediul unei rețele criminale vaste, bine organizate, folosind o serie de posturi TV care servesc interesele acestui grup criminal organizat. Conform datelor analizate de SIS, Ilan Șor a creat o rețea organizată și gestionează gruparea criminală care își schimbă numele, dar își continuă activitățile subversive.
Șor, exercitând control asupra partidului politic Șor și finanțând ilegal o rețea vastă de deputați în Parlament, funcționari publici, reprezentanții mediului de afaceri, jurnaliști, lideri de politici și de opinie, având scopul destabilizarea situației sociale-economice și politice de Republica Moldova pentru deturnarea parcursului țării de la aderarea la Uniunea Europeană. Prin urmare, este foarte clar că partidul Șansă reprezintă același grup criminal organizat care continuă aceleași acțiuni în domeniul politic și electoral, care, anterior, au dus la excluderea repetată din cursa electorală a candidaților înaintați la acel moment de partid ușor, iar ulterior și declararea neconstituțională a formațiunii politice. În concluzie, cetățeanul Ilan Șor a reorganizat și conduce în continuare în Republica Moldova un grup specializat din care fac parte mai multe structuri social-politice, persoane distincte, o rețea extinsă de instituții mediatice pentru acțiuni orientate la subminarea securității statului și realizarea activităților subsumate operațiunilor de influență hibridă, dezinformare, influență informațională externă în interesul unui alt stat. Un element de destabilizare în Republica Moldova utilizat de către Federația Rusă continuă să fie regionalizarea, iar în contextul alegerilor locale generale din 5 noiembrie curent se constată a avea o intensitate sporită. Direcțiile principale de proiectare a influenței vizează crearea polurilor regionale de putere, loiale factorului rus, pentru aplicarea așa-numitor pârghii de șantaj în raport cu autoritățile centrale ale țării, inclusiv din perspectiva amplificării problemelor separatist-autonomiste ale țării. Realizarea scopului se materializează prin sprijinul unor persoane loiale interesului factorului rus pentru a accede în procesul decizional local. Manifestările de influență externă, caracterizate prin intenția de a instala în organele de conducere în regiuni a forțelor politice controlate de facto de Rusia, în perspectivă cu probabilitatea înaltă, vor cristaliza scenarii destabilizatoare de la tendințe de tensionare a dialogului cu Chișinău până la manifestări de ordin separatist radical. Conform evidențelor operaționale pe profilul indicat, se atestă creșterea exponențială în ultima perioadă a rolului și implicării Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia în proiecțiile de influență ale Kremlinului. Agravarea implicațiilor pentru UTA Găgăuzia ale acestei amenințări cu impact de subminare a proceselor decizionale din autonomie în interesele unui stat străin au demarat în urma câștigării în luna mai curent a alegerilor pentru funcție de bășcan de către Evgenie Guțul, persoană învinuită în dosar penal privind finanțarea ilegală a partidului politic Șor, propulsată prin mecanisme de finanțare ilicită de pe pozițiile partidului declarat neconstituțional partidul Șor și condus de cetățeanul inclus în sancțiuni naționale și internaționale Ilan Șor. În perioada de când a câștigat alegerile, au fost fixate o serie de evenimente cu risc generate de bășcana Evgenie Guțul, care indică la consolidarea influenței factorului rus asupra proceselor decizionale din regiune. Scenariul UTAG reprezintă un model care se dorește a fi implementat pe toată Republica Moldova în contextul campaniei electorale de 5 noiembrie 2023 de pe pozițiile partidului politic Șansă. Propaganda și manipularea spațiului informațional ca elemente ale războiului hibrid la fel sunt parte a acestora. Următorul element hibrid intens utilizat împotriva Republicii Moldova este cel informațional. Și s-a comunicat în repetate rânduri despre asta și a luat acțiuni în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite pentru a limita propaganda și manipularea la care sunt supuși cetățenii noștri. Aceste instrumente trebuie analizate în ansamblu cu celelalte elemente. Ori partea hibrid presupune acțiuni concertate pe mai multe domenii, iar propaganda joacă un rol foarte important. Pe linie de parteneriate, serviciul a primit o informare despre faptul că Federația Rusă își fortifică capacitățile de propagandă și dezinformare a opiniei publice în mai multe state, printre care și Republica Moldova, cu utilizarea agenților proxy din domeniul mass media, în special pagini web și TV. Aspectul proxy implică diluarea legăturii directe între serviciile speciale ruse și aceste instituții media, dar sunt utilizate în scopurile Federației Rusie. Aceeași informare prezintă și faptul că domeniul de interes este cel electoral, și anume subminarea încrederii în procesele electorale și democratice. La începutul săptămânii curente, am anunțat despre finanțarea unor investigații care au demonstrat legătura între grupările mediatice ale lui Șor și Plahotniuc, care lucrau concertat împotriva intereselor Republicii Moldova cu violarea legislației în vigoare în domeniul audiovizualului. Am oprit acest atac concertat asupra spațiului informațional din Republica Moldova și continuăm să monitorizăm inclusiv spațiul online, pentru a aplica acolo unde este necesar blocarea paginilor web care se încadrează în prevederile decizii CSE. În ultimele două săptămâni au fost blocate 51 de pagini web.
SIS cunoaște despre acțiunile de eludare a blocării prin creare de subpagini. Specialiștii deja lucrează la identificarea soluțiilor pentru a asigura o aplicare eficientă a acestor decizii, luate în scopul asigurării securității informaționale a cetățenilor noștri. Al treilea element este corupția politică în alegeri locale generale din 5 noiembrie 2023, care este fără precedent. Iar sursa acestei finanțări ilegale se constată a fi Federația Rusă. Cumulul de informații depistate constată o amenințare la adresa securității naționale manifestate prin scopul grupului criminal organizat de preluarea puterii în stat utilizând instrumente hibride, prin mijloace manipulatorii și finanțare ilicită în campanie electorală, cu ulterioara exercitare acesteia în interesul actorului statal străin Federația Rusă. Cele expuse se confirmă prin faptul că Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu alte instituții de aplicare a legii, au deconspirat o operațiune masivă de influențare a proceselor electorale, în special prin finanțarea tenebră a campaniei electorale a partidului politic Șansă, valoarea căreia depășește suma de 90 de milioane de lei. După cum urmează, prin intermediul cetățeanului Federației Ruse și Israelului Shved Igal, peste 24 de milioane de lei. Prin intermediul așa numitor donații și pretinse a fi de la companii din Turcia, peste 40 de milioane de lei. Prin intermediul persoanelor fizice către companii autohtone, peste 7 milioane de lei. Finanțarea ilicită a campaniei electorale a partidului politic Șansă prin promovarea publicității online, prin intermediul platformei Facebook, peste 700 de mii de lei. Acțiuni de corupere a alegătorului și utilizarea banilor în numerare, nedeclarați, în scop electoral, peste 17 milioane de lei. Acestea sunt sumele documentate doar. Estimările instituțiilor arată că este vorba de sume mult mai mari, introduse în schema de deturnare a procesului democratic, fiind vorba de circa 1 miliard de lei. Aceste fonduri sunt utilizate de către concurentul electoral Partidul Politic Șansă pentru finanțare ilegală a campaniei electorale pe coordonatele coruperea politică a candidaților, coruperea alegătorilor, manipularea opiniei publice. Totodată a fost confirmat faptul că fondurile date, care au origine din afara țării, în special din Federația Rusă, sunt puse la dispoziție exponenților grupului criminal prin platforme financiare internaționale sau a statelor terțe cu scop de camuflare a proveniții și destinației. Investigațiile derulate de către SIS și CNA cu suportul SPCSB au dus la documentarea mai multor metode prin care fondurile sunt aduse în numerar sau transferate în țară, în acest sens utilizându-se metode ce permit ascunderea sursei reale a banilor, precum și eludarea mai multor mecanisme naționale și internaționale de monitorizare financiară. De asemenea, se evidențiază că grupul criminal Shor, în scop de influență electorală subversivă, este susținut de grupul criminal Plahotniuc. Aceștia au creat un tandem cu obiectivul de a prelua puterea în stat în contextul următoarelor scrutine electorale, prezidențiale și parlamentare, apelând la același spectru de activități ilegale descrise în continuare. Mai mult ca atât, prin prisma atribuțiilor de prevenire a pericolelor deosebite pentru securitatea statului, serviciul semnalează că prin accederea exponenților grupului criminal organizat în funcții elective, prin alegeri din 5 noiembrie, curent, și următoarele scrutinii electorale, prezidențiale și parlamentare, care vor crea premize ca, la indicația factorului extern, să fie aplicate scenarii cu impact asupra valorilor și ordinii constituționale care se încadrează, conform literii A, alineatul 2, articolul 4, din legea securității statului, în calificativ de pericol deosebit pentru securitatea statului. Subminarea, o lichidarea, prin orice formă, a suveranității, independenței sau integrității și unității teritoriale a statului. Modalitățile de transfer se împart după cum urmează. Prin intermediul cetățeanului Federației Rusie și Israelului Shved Igal, în alte documente Igor. Suma care a fost identificată și blocată este peste 1 milion de euro și peste 280 de mii de dolari. Și aceste sume au fost blocate cu succes și sunt acum sechestrate conform legii. Astfel, la etapa inițială au fost stabilite 3 transferuri cu destinația în sumă de 49.000 de dolari, 99.000 de dolari și iarăși 49.000 de dolari către primăria municipiului Orhei de la acest Shved Igal, anume din unul din conturile deținute de acesta în Eurasian Bank în Kazakhstan, pe când fondurile erau venite într-adevăr din Federația Rusă. În confirmarea pretinției proveniențe a mijloacelor bănești transferate pe contul Trezoriei de Stat pentru Orhei, a fost prezentată o declarație fictivă de către cetățeanul Shved Igal, declarație fictivă pe venit din anul 2018. Urmarea investigațiilor pe faptul proveniției banilor și riscurilor de spălare a banilor, desfășurat de comun cu SPCSB, s-a stabilit că, de fapt,
Mijloacele bănești din conturile lui Svedigal, deținute în Kazakhstan, în Eurasian Bank, provin din Federația Rusă, de la o persoană fizică care are conexiuni strânse cu un oligarh din Federația Rusă și cu Ilan Șor. Astfel, în baza datelor recepționate de către SPCSB, de la instituțiile de profil din Kazakhstan, s-a stabilit că Svedigal, în perioada 6 iunie până în perioada 28 iunie, a beneficiat de transferuri în conturile sale din Eurasian Bank sub formă de împrumuturi, în sumă totală de 95 de milioane de ruble, de la cetățeanul Republicii Moldova și al Federației Ruse, Victor Guțuleac. Din conturile deținute în aceeași bancă din Kazakhstan, subliniem faptul că investigațiile sunt în proces de derulare și în acest sens fiind solicitate mai multe date și despre alte transferuri către și de la Svedigal. Autoritățile din Kazakhstan au confirmat că operațiunile realizate de Victor Guțuleac în zilele de 27 și 28 iunie au fost efectuate de la adresa IP din orașul Moscova, Federația Rusă. Astfel, conturile deținute au fost gestionate, de fapt, de la distanță din Federația Rusă, unde Guțuleac se află începând cu anul cu august 2022. Ca și conexiune între Victor Guțuleac și Ilan Șor, este de remarcat că Guțuleac a fost căsătorit până în anul 2013 cu Maria Albot, fostă deputată din partea Partidului Politic Șor, declarat neconstituțional, condus de Ilan Șor, prin intermediul căreia Victor Guțuleac și-a consolidat relația cu grupul criminal Șor. La sfârșitul anului 2021, Victor Guțuleac a fost vizat în investigații comune cu SPCSB pe fapte de spălare a banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan Șor, fiind elucidat că beneficiar al mijloacelor financiare transferate de cetățeanca Federației Ruse, Anastasia Dronova, asociată la grupurile oligarhiei ruse conectate la factori decizii la Moscova. Anume, la data de 11 noiembrie 2021, pe contul deținut de Victor Guțuleac, au fost transferate 166 de milioane de ruble de către Anastasia Dronova din contul deținut în banca Sinco Bank din Federația Rusă. În cadrul investigațiilor s-a elucidat că Anastasia Dronova este o persoană din anturajul lui Andrei Gonciarenko, oligarh rus apropiat factorilor de decizie din Federația Rusă și serviciile speciale ale Federației Rusă. Aceasta activează în calitate de director al departamentului juridic în cadrul companiei condusă sau administrată de Andrei Gonciarenko, compania afiliată concernului rus Gazprom. Gonciarenko și Dronova au înregistrat și o traversare comună a frontierei de stat a Republicii Moldova la 12 iunie 2018. La rândul său, Andrei Gonciarenko a fost înregistrat anterior ca beneficiar efectiv al Comaxavia Aeroport Invest Ltd., compania fondatoare cu 95% a SRL AD Invest, concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, a cărui beneficiar de fapt au fost Ilan Șor. Astfel, circunstanțele certifică faptul că mijloacele bănești operate din conturile lui Svedigal, utilizate în sponsorizări și donații, au o proveniență suspectă, sunt destinate promovării în campanie electorale a Partidului Politic Șansă și a concurenților electorale acestea, provin de fapt de Federația Rusă, de la persoane fizice asociate unui oligarh rus apropiat autorităților, dar și serviciilor speciale ruse. Conform datelor obținute și confirmate de SPCSB, din mijloacele financiare provenite de la același Victor Guțuleac, în perioada campaniei electorale, de către Svedigal, au fost efectuate mai multe transferuri suspecte din Eurasian Bank Kazakhstan spre Republica Moldova, transferuri blocate de către SPCSB. Astfel, la situația actuală, valoarea totală a transferurilor inițiate de către Svedigal, identificate și sistate de către SPCSB, constituie 1.032.737 de euro și peste 200.000 de dolari SUA. Prin intermediul donațiilor și sponsorizărilor pretinse a fi de la companii din Turcia. Aici avem suma de peste 2 milioane de euro. Informațiile obținute cu suportul SPCSB și CNA vizează implementarea unor mecanisme de finanțare ilicită a campaniei electorale și a concurenților electorali ai Partidului Politic Șansă, prin intermediul pretinselor proiecte de infrastructură cu mijloace financiare de proveniență dubioasă din afara țării, din numele unor companii turcești. Menționăm contextual faptul că investigațiile internaționale în care este implicat și SIS indică asupra unor mecanisme de eludare a sancțiunilor de către Federația Rusă prin crearea de companii în țări terțe, precum este Turcia, cu scopul camuflării sursei banilor. În context, au fost identificați următorii trei agenți economici din Turcia care au implicații în această schemă. Două din companiile vizate au aceeași adresă și același reprezentant, iar a treia companie la fel are tangențe cu primele două. În context, s-a evidențiat lipsa sensului economic al acestor tranzacții, elemente definitorii fiind caracterul dubios al provenienței și destinației mijloacelor financiare prevăzute contractual, elemente de spălare de bani și finanțare ilegală a proiectelor în interesul Partidului Politic Șansă.
Ori, chiar și conform clauzelor contractuale, companiile din Turcia nu vor beneficia de niciun fel de venituri sau profituri din investirea mijloacelor financiare în sudul Republicii Moldova. La solicitarea SPCSB, băncile comerciale au aplicat măsurile asigurătorii. Prin intermediul unor pretinse donații de la persoane fizice către companiile autohtone pentru așa numite proiecte de infrastructură, de fapt cu tentă electorală. Au fost identificate 5 cazuri în care persoanele fizice făceau depuneri pe contul unor SRL-uri din țară, precum că pentru acordarea și rambursarea unor împrumuturi. Astfel, un grup între 4 sau 11 persoane au depus milioane de lei, bani care imediat au fost transferați către alte companii pentru presupuse proiecte în interesul Partidului Politic Șansă, exact în perioada electorală. Pot fi menționate câteva cazuri, cu sumă de 6 milioane de lei, având scop asigurare influențe electorale sau un alt caz în valoare de 1.079.700 de lei. La rezultatul investigațiilor a fost identificată o schemă cu mijloace bănești de proveniență suspectă care comportă indici care ar fi parte a finanțării ilicite a campaniei electorale realizate de Lanșor și oamenii afiliați acestuia. Mecanismul schemei financiare implicate implică persoane fizice care depun în numerar în conturile bancare ale companiilor în sumă divizată între 80 și 360.000 de lei, fără prezentarea documentelor de proveniență. La solicitarea băncilor și SPCSB de prezentarea dovezilor de proveniență, acestea nu au fost prezentate sau chiar s-a refuzat prezentarea lor. O altă schemă de finanțare ilegală este cea prin utilizarea cardurilor bancare People, emise și suplinite în străinătate, fapt despre care s-a mai vorbit deja în public în câteva ocazii. Detaliile operaționale de care dispunem atestă că membrii Partidului Politic Șansă sunt remunerați nedeclarat pentru activitate electorală și prin carduri PIP. La eliberarea cardurilor se perfectează un tip de contract, se completează chestionarea colectare de date personale, se instalează aplicația PIP în telefoanele posesorilor de carduri. Utilizarea acestor carduri permite membrilor grupului criminal să opereze în afara monitorizării autorității fiscale din Republica Moldova. Astfel, în cadrul ședințelor de instruire cu gestionarea cardurilor și aplicațiilor mobile PIP, se pune accent pe conspirație în gestionarea resurselor financiare a partidului, cu asigurarea ulterioară că organele de drept nu vor putea monitoriza extragerile din bancomate, deoarece baza de date a clienților se află în afara țării. Nu e chiar așa, Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are capacitatea să monitorizeze, să colecteze toate datele respective. Cardurile sunt introduse pe teritoriul Republicii Moldova în mod clandestin, iar la data de 2 și 21 septembrie, autoritățile Republicii Moldova au identificat persoane care au încercat să introducă cardurile People prin aeroportul internațional Chișinău. La 2 septembrie au fost identificate 1975 de carduri, iar la 21 septembrie alte 10 carduri. La data de 2 septembrie, în cadrul aeroportului, pe sensul de intrare în Republica Moldova, angajații serviciului VAMAL au depistat și ridicat cardurile bancare People aflate în posesia unui cetățean al Republicii Moldova și României și doi cetățeni ai Braziliei. Toți trei veneau în Republica Moldova din Dubai. Referitor la mecanismele operaționale în mediul Partidului Politic Șansă de gestionare clandestină a cardurilor PIPL, se remarcă următoarele. La 31 august 23, la Organizația Teritorială Drochi a Partidului Politic Șansă, s-a desfășurat o ședință de urgență a președinților și vicepreședinților din Nordul Republicii Moldova, cărora le-a fost eliberate câte un card PIPL. La final, toți participanții au fost anunțați că utilizarea cardurilor nominalizate este o metodă sigură de gestionare a resurselor financiare, fără a fi posibil de monitorizat de către organele de drept, din motiv că baza se află în afara țării. Citat închis. Au fost stabiliți mai mulți lideri din sudul Republicii Moldova ai Partidului Politic Șansă, beneficiarii cardurilor People, toți având un rol de conducere la nivel raional în cadrul grupului criminal organizat SOR. În context, deținem date cu privire la 349 de membri ai Partidului Politic Șansă, cărora li s-a înmânat cardul People pentru extragerea și utilizarea banilor în scopul finanțării concurenților electorali membri ai Partidului Politic Șansă, coruperea persoanelor pentru atragerea în Partidul Șansă, finanțarea ilicită a campaniei electorale, inclusiv prin finanțarea unor proiecte de dezvoltare implementate cu substrat electoral și coruperea alegătorilor. În prima jumătate a lunii octombrie curent, în cadrul Partidului Politic Șansă, s-a făcut o revizuire a listelor deținătorilor de carduri People și tablete utilizate în operaționalizarea conspirativă. Urmarea sistematizării datelor, bunurile nominalizate ar fi fost repartizate candidaților la primari și liderilor de sectoare. La 5 octombrie, șefa Procuraturii Anticorupției, Veronica Drăgălin, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernuțean și actualul director CNA, Alexandru Pânzari,
În cadrul unei conferințe de presă au expus detalii despre documentarea unei noi forme de spălare a banilor realizată de formațiunea politică Șansă cu utilizarea cartelelor People și a tehnologiilor digitale. La 26 octombrie, angajații procuratorii anticorupție, ofițerii NIS-CNA, au descins cu 65 de percheziții în cadrul dosarelor penale pe faptul finanțării ilegale a unui partid politic și a unor reprezentanți independenți ghidați de acest staff în cadrul legilor locale. Potrivit informațiilor IGP, practic, la toți figuranții percheziților au fost găsite și ridicate cardurile People, telefoane și tablete care au fost, în care a fost instalată aplicația pentru gestionarea tranzacțiilor. Informațiile în speță conturează că mijloacele financiare transferate pe conturile cardurilor People destinate membrilor Partidului Politic Șansă și alte persoane afiliate acestuia au proveniență ilicită, fiind integrate în finanțarea ilicită a campaniei electorale de către Ilan Șor prin circuite complexe specifice spălării banilor. Referitor la acest carduri sau sistemul People, subliniem alte elemente de interes privind modul de operare, dar și conexiunile cu mediul de afaceri din Federația Rusă și sisteme financiare ruse. Achiziționarea cardului fizic are loc online prin intermediul unui bot Telegram, prin crearea unui portofel People în baza unui card virtual deja activat. Alimentarea cardului People este posibilă prin contul Binance și sau utilizarea portofelilor cripto, sistem bancar, transfer bancar alimentare prin intermediul cardului bancar, contul Kiwi, sistem financiar deținut de Kiwi Finance, originar din Federația Rusă, și desigur că numerar prin intermediul terminalelor din Emiratele Arabe Unite. La sfârșitul lunii septembrie 2022, grupul rus Kiwi, deținut de Kiwi Finance, a procurat 9.9% din acțiuni în cadrul companiei mama People LTD și a obținut gratuit opțiunea de a majora pachetul de acțiuni în viitor cu până la 26% până la sfârșitul lui aprilie 2024, ceea ce dă un pachet de control în această companie. O altă ilegalitate identificată și documentată de către Serviciul de Informații și Securitate ține de finanțarea ilicită a campaniei electorale a Partidului Politic Șansă prin promovarea publicității online prin platforma Facebook. Investigațiile pe dimensiunea finanțării nedeclarate a publicațiilor online pentru promovarea Partidului Politic Șansă indică că, conform evaluărilor cu aproximație, în luna octombrie, pentru promovarea formațiunii Șansă, de pe pagini anonime create pe platforma Meta, au fost cheltuiți peste 40.000 de euro, doar într-o lună. S-a constatat că una dintre tacticile aplicate în vederea finanțării publicațiilor online este crearea paginilor anonime, iar după rularea publicității pe rețelele de socializare, timp de câteva zile, paginile sunt dezactivate cu crearea în paralel a altora. În acest mod rezultă că suma real cheltuită pentru finanțarea publicității online este mult mai mare. Paginile și publicitatea plătită sunt create pentru promovarea ilegală a unor narrative manipulatorii și a falsurilor, inclusiv cu utilizarea deepfake. SIS a expediat în adresa companiei Meta Platforms Inc. o scrisoare prin care a solicitat prezentarea datelor privind sursa plăților pentru publicitatea efectuată și neraportată corespunzător. Un alt episod documentat de către colegii din CNA, INI și Procuratură vizează acțiuni de corupere a legăturilor și utilizarea banilor numerar nedeclarați în scop electoral. În perioada electorală, CNA, INI și INI al IGP al MAI au desfășurat măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală, în cadrul cărora au fost stabilit că de către stafful electoral al Partidului Politic Șansă au fost și sunt comise încălcări ale legislației electorale, precum finanțarea ilegală a grupului de inițiativă, remunerarea ilicită a activiștilor implicați în campania electorală pentru alegeri locale generale din 23, precum și pentru coruperea alegătorilor, în scopul determinării lor să voteze pentru candidați la funcțiile de primar și consilieri susținuți de Partidul Politic Șansă. În context, este evidentă utilizarea mijloacelor bănești care constituie venituri ilicite, adică sunt comise infracțiuni prevăzute de Codul Penal al Republicii Moldova. Totodată, de menționat că au fost acumulate probe pertinente, ce demonstrează cele indicate mai sus, în speță donații fictive de către persoane fizice în favoarea Partidului Politic Șansă și a candidaților la funcție de primari și consilieri susținut de către acest partid politic, probate prin rezultatele obținute în urma efectuării acțiunilor de urmărire penală și măsuri speciale de investigație. S-a stabilit că donatorii fictivi erau telefonați și li se solicita copia buletinului de identitate, precum și a certificatului privind veniturile oficiale ale acestora, după care, de numele lor, se întocmeau acte necesare pentru donații și depunerea lor la oficiile băncilor pe contul partidului a sumelor de bani care, de facto, nu aparțineau acestor persoane. În cazul pensionarilor, erau depuse sume ce variază între 2.000 și 5.000 de lei, iar în cazul persoanelor angajate,
oficial în câmpul muncii, erau depuse sume de la 9.000 lei și mai mult. Accesând site-ul CEC, s-a constatat că Partidul Politic Șansă a raportat donații financiare de la persoane fizice în sumă totală de 2.767.420 lei. Fapt care, cel mai probabil, nu corespunde realității, ori banii de fapt provenind din alte surse decât cele declarate și raportate oficial. Totodată s-a stabilit că banii erau aduși de către curieri și transmiși într-o formă camuflată a președinților oficiilor teritoriale, care la rândul lor, ulterior, îi repartizau conform actelor de donații din numele donatorilor fictivi. La fel, în cadrul măsurilor speciale de investigație, s-a stabilit că candidații la funcție de primar și consilier, înaintat de către Partidul Politic Șansă, au primit suma de 20.000 de lei pentru procurarea articolelor vestimentare sau pentru alte necesități. Iar acest fapt este probat inclusiv și prin listele de conscrisuri de ciornă ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate, în care sunt reflectate achitări cu sume de bani necontabilizate și raportate către mai multe persoane fizice, candidați la funcție de primar și consilier. Făcând trimitere la site oficial a formațiunii, Partidul Politic Șansă are înregistrat 652 candidați la funcție de primar în orașe și sate și peste 9.000 de candidați la funcție de consilieri la diferite niveluri. Reieșind din faptul că au fost acumulate probe în diferite raioane privind oferirea sumei indicate exponenților formațiunii, aceasta contrazice existența unui fenomen din care rezultă bănuiala rezonabilă, că practic toți 652 candidați au primit suma de 20.000 de lei. Astfel, făcând calcul, a fost estimată suma de circa 13 milioane de lei bani ilegal distribuiți. Totodată s-a stabilit că candidați la funcție de primar și consilieri, susținut de Partidul Politic Șansă, au primit tablete și telefoane, care urmau a fi utilizate în cadrul campaniei electorale. Este de menționat faptul că pe cutiile unor tablete și telefoane erau prezentate în scrisuri cu numele, prenumele și localitatea, unde urmau să fie repartizate. Suma de bani achitată de către reprezentanții Partidului Politic Șansă pentru procurarea tabletelor și telefoanelor mobile, la fel, nu a fost raportată la Comisia Electorală Centrală. Astfel, reieșind din faptul că au fost acumulate probe privind oferirea telefoanelor și tabletelor exponenților formațiunii în diferite raioane, aceasta contrazice existența unui fenomen în care rezultă bănuiala rezonabilă, că practic toți 652 de candidați au primit telefoane mobile și tablete. Calculul estimativ indică suma de circa 5 milioane de lei care nu au fost declarate în conformitate cu legislația în vigoare. Este de menționat faptul că, pe lângă cheltuielile pentru fiecare candidat la funcție de primar și consilier susținut de către Partidul Politic Șansă, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate liste cu înscrisuri de ciornă, în care erau reflectate sumele de bani plătite către susținătorii și activiștii partidului pentru participarea acestora la anumite întruniri, scopul acestor remunerări financiare fiind de fapt determinarea persoanelor plătite să voteze candidații susținuți de Partidul Politic Șansă. Un aspect important al finanțării ilicite a Partidului Politic Șansă, documentat și probat prin rezultatul măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, este remunerarea lunară a stafului partidului din municipiile și raioanele țării, după cum urmează. Președinții organizațiilor teritoriale primesc lunar între 20 și 25.000 de lei. Vicepreședinții organizațiilor teritoriale primesc lunar circa 15.000 de lei. Secretarii organizațiilor teritoriale primesc lunar circa 12.000 de lei. Președinții de sector, care cuprinde mai multe așa numite mahalale, primesc lunar 10.000 de lei. Așa numitul mahalagist, care este responsabil de o anumită mahala din localitate, primește lunar circa 5.000 de lei. Activiștii primesc lunar între 1.000 și 3.000 de lei. Reieșind în calcul estimativ, rezultă cheltuieli pentru remunerare lunare minime primite ilegal pe oficii teritoriale de circa 2.294.000 de lei. Pe site-ul CEC, în rapoartele financiare ale Partidului Politic Șansă, nu se regăsesc cheltuieli pentru arenda oficiilor și servicii de întreținere acestor. Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile articolului 212 din Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova, într-o întemeiere probatorului prezentei sesizări, urmează a fi interpelat organul de urmărire penală a Procuraturii Anticorupție privind obținerea necesarului material probator și în speță extrase de stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, copii ale materialelor acțiunilor de urmărire penală în care s-a depistat și ridicat bunuri ce constituie probe din materialele cauzei penale. Stimați cetățeni, totalizând ceea ce s-a prezentat mai sus, putem spune cu siguranță că Republica Moldova este supusă unor atacuri hibride de o amploare fără precedent. Manipularea, propaganda și dezinformarea, tentativa de schimbare a guvernului prin violențe, atacuri cibernetice, alarme false cu bombă, tentativa de a intra în țară a cetățenilor străini cu pregătire militară cu scop de a realiza operațiuni subversive, finanțarea masivă a unui grup criminal organizat care corupe alegătorii, cumpără deputați și lideri politici,
cumpără candidați, totul pentru a compromite întreg sistemul de guvernare democratică în Republica Moldova, pentru a o trece în zonă de influență a Federației Rusă. În acest context, se cer acțiuni imediate și decisive din partea autorităților constituționale ale statului. Raportul detaliat, pregătit de serviciu, a fost expediat în adresa beneficiarilor legali, inclusiv Procuraturii, Comisiei Electorale Centrale și CNA. Acest raport, de comun cu anexele, anexele sale, va fi disponibil online pentru toată lumea în cel mai scurt timp. Raportul respectiv a fost expediat înainte de a ieși în fața noastră în această conferință de presă. E unul foarte lung, detaliat, cu mai multe detalii, probe, anexe, astfel încât fiecare cetățean, mass media, expert să le poate cerceta. Ulterior vor fi discuții cu instituțiile de stat care sunt acțiunile ulterioare în baza acestui raport prezentat de Serviciul de Informații și Securitate. Așa cum am anunțat, e o conferință de presă și nu un briefing și putem lua două, trei întrebări, dacă sunt. Da. Vă rog. Vorbeați de 160 de dosare. Da, volume. Probabil am citit peste 160 ceva de volume a dosarelor penale. Așa. Dar vorbim de oameni care au primit bani sau cei care au dat bani pentru campanie electorală? În primul rând vorbim despre cei care au organizat întreaga schemă de finanțare. O bună parte din bani nici nu au ajuns la destinație, au fost opriți, sechestrați de către organele de urmărire penală, așa cum prevede legea. Și vorbim de persoanele cu rol cheie în recepționarea, transportarea, distribuția acestor fonduri. Dar mai multe detalii exact cine și ce rol au avut vă poate da organ de urmărire penală. Câte persoane au fost implicate per total în acțiunile astea de destabilizare a situației din Republica Moldova pusă la cale de Federația Rusă? E greu de estimat un număr exact. La diferite episoade am avut diferite tipuri de persoane, dar vorbim de ordine câtorva mii din țară și cred că un număr de câteva sute de peste hotare. În condițiile actuale, cum credeți dumneavoastră, există premise ca partidul Șansa să fie exclus din campania electorală? Nu ține de competența serviciului să dau așa o apreciere. Serviciul a pregătit materialele probatoriu și l-a expediat inclusiv Comisiei Electorale Centrale, dar și organelor de drept pentru a le analiza și lua anumite decizii după competență. Dar dacă puteți să ne spuneți o sumă totală a banilor care au fost sechestrați? În ultimele două luni, bani care au fost cumva canalizați exact pentru perioada electorală, suma atinge 90 de milioane de lei. Da. Mulțumesc mult, vă doresc mult succes și o zi bună. La revedere!